Bună ziua, domnilor și domnilor! Bună ziua, stimați spectatori! Eu mă numesc Valeriu Pașa, sunt președintele Asociației Comunitatea VoiceDog și astăzi, alături de colegii și partenerii noștri, vom prezenta rezultatele unui sondaj de opinie pe care l-am realizat în cadrul unui proiect susținut de către European Endowment for Democracy, doar să mă asigur că ne merg slide-urile. Ok, merg slide-urile. Este, de fapt, continuarea unui proiect pe care l-am implementat în anul 2020 la alegerile prezidențiale, proiect pe care îl realizăm în parteneriat cu Institutul de Politici Publice și compania CBS Research. Proiectul are mai multe componente, printre acestea realizarea de sondaje ale opiniei publice independente, cu scopul principal de a aduce în spațiu public date sociologice din sursă credibilă, care sunt finanțate transparent. Mai multe detalii despre continuarea proiectului nostru vom da la sfârșit, iar acum vom procede la prezentarea rezultatelor sondajului realizat până ieri și îi ofer cuvântul în primul rând colegului Vasile Cantargi pentru a prezenta aspectele metodologice a cercetării. Da, mulțumesc, Valeriu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Deci este vorba despre un sondaj realizat la nivel național, care este reprezentativ pentru populația adultă, accesibilă telefonic. De aici se deduce și metoda de colectare a datelor. Deci este un sondaj realizat prin intermediul interviurilor la telefon, pe un eșantion de 1154 persoane, cetățeni ai Republicii Moldova, cu excepție regiunii din stânga Nistrului. Practic, ultimele interviuri au fost realizate ieri. Perioada de colectare a datelor este de 2-8 iunie 2021. Mulțumesc. Eroarea maximă este de plus minus 2,9%. Atrag atenția, sondajul este realizat telefonic, la fel cum au fost realizate marea majoritate a sondajelor prezentate în cadrul proiectului nostru anul trecut. Și un aspect foarte important, respondenții nu cuprind cetățenii noștri care se află peste hotare și cei care locuiesc permanent în regiunea Transnistria. Vom începe cu prima întrebare, care apare clasic în mai multe sondaje, despre percepția asupra direcției în care se îndreaptă Republica Moldova. Vedem că, tradițional, răspunsul la această întrebare este unul destul de pesimist. 64,7% consideră că direcția țării este una greșită, 24% că este una bună, 10% sunt cei care nu au putut să se determine. În general, această cifră de 64% este una destul de mare, dar mult mai mică decât au fost în unele perioade în anii precedenți. O următoare întrebare este o întrebare deschisă, în care respondenții nu au avut o opțiune, deci nu au avut opțiuni din care să aleagă răspunsul, trebuia să numească singur un nume. Și întrebarea sună: care este personalitatea politică din Republica Moldova în care dumneavoastră aveți cea mai mare încredere? Deci, după cum urmează, 33,9% președinta Maia Sandu, ex-președintele Igor Dodon 14,5%, urmat la distanță mare de Vladimir Voronin cu 3,3%, apoi Ilan Șor cu 1,4%, Renata Usată 0,8%, Andrei Năstase 0,5% și tot așa în descreștere. 36%, 35,8% sunt cei care au răspuns la această întrebare că nu au încredere în nimeni. Pare o cifră destul de înaltă. Însă, țin să vă amintesc că în anii precedenți au fost situații când peste 50, chiar dacă nu greșesc, au fost și peste 55% în unele sondaje, cei care spuneau că nu au încredere în nimeni. În general, oarecare restabilire a încrederii în clasa politică se poate observa. Asta nu înseamnă că încredere în întreaga clasă politică, dar totuși mai mulți cetățeni se regăsesc în unii lideri politici. Următoarea întrebare este
practic similară, dar cu opțiuni de răspuns. Deci a fost prezentată o listă cu nume a unor lideri politici și respondenții au fost chemați să spună cât de multă încredere sau neîncredere au în fiecare personalitate și au fost aranjate aceste rezultate în baza ratingului pozitiv acumulat de fiecare candidat. Vedem pe primul loc este la fel președinta Maia Sandu și ce atrage atenția este procentul foarte mare, peste 40% celor care spun că au foarte multă încredere. Deci cumulat, cei care spun că au foarte multă sau oarecare încredere în Maia Sandu sunt peste 58%, 58,7%. Urmează Vladimir Voronin cu un rating cumulat de circa 36,5% pozitiv, însă el are și un anti-rating de 52,4%. Da? Sunt cei care spun că nu au deloc încredere, plus încă 8% sunt cei care spun că nu prea au încredere, adică un rating negativ cumulat de cam 60%. Și în descreștere, Igor Dodon, 20,4% cei care spun că au foarte multă încredere, 13,3% cei care spun că au oarecare încredere. Vedem că la indicatorul foarte multă încredere, Igor Dodon îl depășește pe Vladimir Voronin, dar ratingul pozitiv cumulat la Igor Dodon este mai mic decât la Vladimir Voronin și ratingul negativ sau anti-ratingul, dacă îl putem numi așa, lui Igor Dodon este de peste 64%. În descendență, Alexandru Slusari apare pe locul 4 în acest top cu un rating pozitiv cumulat de 31,4%, deci destul de mult, și un anti-rating de circa 39%. În descreștere urmează Ion Chicu cu 7% foarte mult încredere, 21% oarecare și la fel în scădere. Natalia Gavriliță o vedem aici cu 28% rating pozitiv, dar sunt 26% din respondenți care spun că nu o cunosc pe Natalia Gavriliță. La fel în cazul lui Alexandru Slusar, sunt peste 26% care, fiind întrebați la telefon, deci da, nu li s-a arătat o fotografie, au spus că nu cunosc acest nume. În scădere urmează Renato Usatăi, Octavian Țâcu, Andrei Năstase, Ilan Șor, cu un rating de 25% și un anti-rating de 70% aproape. Destul de interesant, cum o să vedem din următoarele slide-uri, este poziția lui Igor Grosu. Acesta are un rating pozitiv de circa 25% și un anti-rating de 38%, dar 33% nu-l cunosc, nu cunosc cine este Igor Grosu. Deci o treime din alegători nu cunosc pe liderul, fie el și interimar, al unui dintre partidele principale. La fel, în scădere avem aici Pavel Filip, Dorin Chertoacă, Vasile Costiuc, da, dintre liderii politici noi acumulează 20% rating, dar 45% sunt cei care nu cunosc cine este Vasile Costiuc. La fel, Ștefan Gligor, vedem aici 13%, dar sunt 54% care nu-l cunosc. În topul, hai spunem, neîncrederii din cei incluși în această listă, lider detașat este Adrian Candu. Da, el are doar 13% rating pozitiv și în schimb are 75% rating negativ, în condițiile în care 11% nu știu cine este Adrian Candu sau nu cunosc acest nume. Mai sunt dintre liderii politici noi Vlad Bilețchi cu un rating pozitiv de 8% și anti-rating de 36%, dar la fel, 52% nu cunosc cine este Vlad Bilețchi, deci este un politician nou. Gheorghe Cafcaliuc, încă un nume nou în politică, nu și în viața publică din Republica Moldova, 30% nu-l cunosc, 6% spun că au mare sau oarecare încredere în el, și 61% spun că nu au deloc sau foarte puțin încredere în Gheorghe Cafcaliuc. La fel, în general, balanța este net negativă în cazul lui Cafcaliuc. Iată aici vedem balanțele. Deci da, vedem că, în general, pondere pozitivă din toată lista de politicieni o are doar președinta Maia Sandu. Probabil este încă acel impact al alegerilor. Și aici vedem diferite ponderi de anti-ratinguri. Deci vedem detașat este Adrian Candu cu minus 62, Cafcaliuc minus 56, Dorin Chirtoacă minus 55, Pavel Filip minus 50. Da, în general,
putem constata că cei care se asociază cu guvernările precedente, în special perioada guvernării PD, sunt priviți destul de negativ în societate în continuare. Întrebare privind intenția de participare la vot. Da, apare clasic în perioada preelectorală. Sunt 66,3% cei care spun că sunt absolut siguri că s-ar prezenta la următoarele alegeri, dacă ele ar fi avut loc duminica viitoare. 18,2% sunt cei care spun că sunt siguri și 7,7% sunt cei care spun că probabil nu s-ar prezenta. Doar 3,6% sunt cei care spun că sigur nu s-ar prezenta. În general, putem spune că este o cifră destul de înaltă. Clasic în sondaje, intenția de participare la vot este anunțată foarte înaltă, dar această cifră cumulată de 84,5% totuși este o cifră foarte înaltă comparativ cu anii precedenți. O secundă, privesc eu, Ion. Privesc, da. Eu sunt foarte spălăcite cifrele. Da, așa se pare. Ce putem? Bine, pentru reprezentanții mass media anunțăm că la foarte scurt timp după încheierea prezentării, colegii de la InfoPrimNeo vor distribui un comunicat de presă în care vor anexa această prezentare, astfel încât toată mass media să aibă imagini calitative pentru a le utiliza fie la TV, fie online. Următoarea întrebare. Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, cu ce partid ați vota? Este întrebarea clasică. Și la fel în descendență, deci 38,3% din total au spus că intenționează să voteze Partidul Acțiune și Solidaritate, 24,6% Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, 14,3% au spus că vor să meargă la vot, dar încă nu știu pentru cine să voteze, 6,3% au spus că nu doresc să răspundă pentru cine vor vota, este o cifră pe care trebuie să o avem în vedere. 3,9% din total au spus că votează pentru Partidul Șor, 3,8% pentru Blocul Renato Usatăi, 3,6% sunt cei care au spus că nu vin deloc la vot, iar apoi în descreștere 1,5% Platforma Demnitate și Adevăr, 1,1% Partidul Democrație Acasă, 0,7% Alianța Aur, 0,6% PUN, 0,6% Partidul Democrat, 0,3% Partidul Dezvoltării Consolidării, câte 0,1% Partidul Congresul Civic și Partidul Schimbării, alt partid, deci alte partide cumulate ar aduna 0,2% din total, atenționez, asta este din total respondenți, 1100 și ceva de respondenți. Dacă am separa cei care sunt indeciși sau nu au dorit să răspundă sau spun că nu vin la vot, deci din eșantionul celor deciși, am avea cam următoarele cifre. Partidul Acțiune și Solidaritate 50,5, Blocul Comuniștilor Socialiștilor 32,5, 5,1 Partidul Politic Șor, 5% Blocul Renato Usatăi, 2% Platforma Da și la fel în descreștere. Aceasta este întrebarea care cred că îi interesează cel mai mult pe toți, dar am vrea să atenționăm că acesta este doar un sondaj de opinie care denotă anumite trenduri din societate care sunt valabile exact în perioada în care a fost realizat acest sondaj și trebuie tratat ca atare, dar nu se fac prognoze tranșante a rezultatelor alegerilor în baza a unui sondaj. Deci sunt mult mai mulți factori și, foarte important, atenționez, reprezintă doar populația de pe teritoriul controlat al Republicii Moldova. În cele ce urmează îi voi transmite cuvântul colegului Vasile Cantargi pentru a prezenta următoarele slide-uri cu rezultate. Da, mulțumesc, Valeriu. Dacă e să mă refer și să completez și eu cele menționat cu privire la așa zisele intenții de vot ale cetățenilor. Deci un sondaj de opinie nu este altceva decât o măsurare statistică care arată cum ar răspunde toți cetățenii Republicii Moldova la această întrebare, dacă i-am fi întrebat, plus minus marja de eroare.
Plus la aceasta, răspunsul cetățenilor se referă la perioada în care acestea au fost acordate. Până la ziua alegerilor mai urmează campanie electorală, mai urmează tot felul de evenimente care își lasă amprenta, oamenii se pot răzgândi, își pot schimba opțiunile și tot așa. Am recomandat ca rezultatele sondajelor mai mult să servească pentru a înțelege care sunt evoluțiile, decât să pierdem timpul inutil să încercăm să proiectăm rezultatele sau distribuția voturilor nemijlocit în ziua alegerilor. În cele ce urmează avem și o serie de alte întrebări, nu tocmai aferente politicii sau adiacente, pe care le prezentăm. Astfel am întrebat cetățenii despre importanța diferitor aspecte expuse ca și promisiuni, intenții electorale în programele electorale ale concurenților. Și trebuie să menționăm fapt care se constata din, în continuare în ultimii câțiva ani în barometrul de opinie publică, este cererea majoră din partea societății la acțiuni cu privire la combaterea corupției. Corupție care în, deja în mod constant se află în top 5 sau uneori chiar în top 3 temeri majore ale cetățenilor. Iată că se dovedește a fi detașat lider și în acest top 31 aproape la 100 din cetățeni, fiindu-le propusă această listă pe care o vedeți pe ecran, să aleagă care sunt intențiile electorale, care sunt cele mai importante pentru ei, au optat pentru opțiunea năsprirea luptei împotriva corupției. Altele foarte des și intens vehiculați în ultimii ani, cum ar fi aceeași pregătire pentru unirea cu România, accelerarea integrării europene, nici pe departe nu se află în top. Următorul, vă rog. Tradițională întrebare despre care ar trebui să fie orientarea Republicii Moldova, orientarea integraționistă a Republicii Moldova, detașat 60,2% din cetățeni optează pentru aderarea la Uniunea Europeană și doar 26% pentru aderarea la Uniunea Euro-Asiatică, 14% nu s-au putut aprecia. Care sunt partenerii externi ai Republicii Moldova care au oferit cel mai mult sprijin în perioada pandemiei de COVID-19? Top 3. Uniunea Europeană, 34%, 28,5% concret România și 14,8% au menționat Federația Rusă. Care sunt principalele trei canale TV la care cetățenii privesc știrile? Top 5 sunt Jurnal TV cu 24, Pro TV cu 23, Prime 22, Moldova 1 21 și TV 8 19%. Eșalonul 2 ar fi NTV cu aproape 15, Publică la fel aproape 15, RTR Moldova cu 11% și Primul în Moldova aproape 10% din cetățeni care au numit aceste posturi TV în top 3 pe care i-ar privi. Și ultimul indicator, tradițional încercăm să măsurăm nivelul de acceptare, de interiorizare de către cetățenii Republicii Moldova a tot felul de afirmații. Știri, afirmații, fake-uri sau afirmații, să spunem, contradictorii, dar de nimeni dovedite, cu probe concrete. Mai mult sau mai puțin. Și aici aveți o serie din 10 afirmații, se pare, 11, da?
pe care noi am măsurat în acest sondaj, să le luăm pe rând. 65% din cetățeni spun că este adevărat că Igor Dodon este condus de Rusia, de Federația Rusă, și 61% spun că campania electorală a lui Igor Dodon pentru funcția de președinte a fost susținută și finanțată din Rusia. Urmează, după ponderea cetățenilor care acceptă, le consideră adevărate, afirmații cu privire la Maia Sandu, că ar fi condusă din exterior de europeni și americani, 43,6%, și că Republica Moldova este condusă de Uniunea Europeană, 42,5%. Acceptă, consideră că este adevărat. Dar aici deja sunt un pic mai mult cei care spun că este neadevărat. Da, și 43,1% spun că nu este adevărată această afirmație. Următoarea afirmație la fel o vizează pe Maia Sandu. 31% din cetățeni consideră că campania electorală a Maia Sandu pentru funcție de președinte a fost finanțată din exterior de Soros și alții prin intermediul ONG-ului. Deci, pe slide nu am căput toată afirmația. Urmează cu la fel aproape 31% cei care consideră că Maia Sandu este vinovată pentru scumpirea carburanților din ultimele luni. Sub 30% avem afirmații precum că Republica Moldova este condusă de Rusia sau că Republica Moldova este condusă de SUA, în jur de 29%, 23,5% cetățeni consideră adevărată afirmația că România a reintrodus vize pentru cetățenii moldoveni. 57,3% neagă acest lucru, 36% neagă acest lucru, 1 din 4 nu ar fi auzit despre acest lucru și circa 17% n-au știut să aprecieze. Urmează cu 16% respondenți care o consideră adevărată afirmație precum că dacă Maia Sandu ar fi devenit președinte în anul 2016, ar fi adus 30.000 sirieni în Moldova. Și 11% consideră adevărată afirmația că jurnalistul belorus Roman Protasevici, reținut în Belarus prin aterizare forțată a unui avion, este de fapt un terorist. Aproape 44% au negat acest lucru, 24% nu ar fi auzit despre acest caz. Vă mulțumesc. Eu aș vrea foarte scurt să comentez la acest slide. Nu în zadar am selectat anumite afirmații, deci ele au fost selectate pornind de la gradul de acoperire mediatică și ce fel de mesaje au fost transmise în spațiu public din Republica Moldova de diferite instituții de presă, inclusiv presă din afara țării. De exemplu, pe mine mă bucur foarte mult să aflu că această dezinformare care a fost promovată de regimul Lukashenko este crezută totuși de un procent foarte mic de oameni în Republica Moldova, da, în privința acestui jurnalist. În același timp, vedem că chiar dacă e un subiect secundar, doar 24% din oameni n-au auzit despre o astfel de afirmație. La fel, povestea cu, deci este un fake cu chipurile reintroducerea vizelor pentru moldoveni în România. Deci vedem că 75% din oameni spun că au auzit sau nu zic că nu au auzit despre așa ceva. Deci vedem că, în general, aceste narrative, uneori pur și simplu știri false, au o capacitate de răspândire extraordinar de mare. La fel aș vrea să vin cu un scurt comentariu, după care îi ofer cuvântul colegului Arcadie Barbroșe să se expună și dumnealui, pe subiectul care sunt acele teme, priorități, în baza cărora își fac opțiunea electorală cetățenii moldoveni. Evident că nu putem reduce totul doar la această listă, dar important este să vedem că priorități pe care le-am putea generic numi geopolitice, cum ar fi apropierea de Federația Rusă sau chiar integrarea europeană, sau cum este chestiunea unirii cu România, sunt prioritatea numărul 1 pentru un procent destul de mic de oameni. Deci vedem aici în jur de 15%. În mod putem presupune că aceștia, în schimb, sunt oameni foarte activi din punct de vedere politic și electoral, dar totuși chestiunea combaterii corupției, a sărăciei, chestiunea opririi exodului a cetățenilor din Republica Moldova se bucură de mult mai mare atenție. Și atunci când se fac discuții
în special pe, știți cum, câți cetățeni unioniști, de exemplu, sunt în Republica Moldova. Păi, percepția mea, cel puțin, este că mai curând ar trebui să ne axăm exact pe o astfel de analiză sau pe astfel de întrebări în sondaje, ceea ce nu înseamnă, evident, că sunt doar 4,4% cei care își doresc unirea cu România, dar sunt destul de puțini, aparent sub 5%, cei pentru care asta reprezintă singura și unica și cea mai mare prioritate dintre toate. Aici mă opresc și o să-i ofer cuvântul colegului Arcadie Barbaroșe să comenteze pe marginea acestui sondaj, după care vă vom povesti împreună mai multe despre planurile pe care le avem în această perioadă electorală, ce sondaje vom mai face când le prezentăm și ceea ce interesează în special pe unii urmăritori, câți bani avem de gând să cheltuim pe asta și de unde îi avem. Mulțumesc mult, domnule Pașă. Eu aș rămâne încă o dată la slide-ul ăsta. Haideți să ne uităm încă o dată care sunt prioritățile cetățenilor. Deci, cetățeanul fiind întrebat să aleagă între răspândirea luptei împotriva corupției și pregătirea pentru unirea cu România, sigur că el o să aleagă ca și prioritate răspândirea luptei împotriva corupției. Sunt două opțiuni care nu sunt așa, nu sunt echivalente. Aceste opțiuni nu sunt echivalente, pentru că cetățean acum este important să pornim lupta împotriva corupției, să continuăm această luptă cu metode grave, cu metode care afectează, de fapt, situația cetățeanului, pentru că ceea ce este în țară afectează, într-adevăr, foarte mult calitatea vieții cetățeanului. Afectează faptul cum poate acest cetățean să trăiască în cazul când trebuie să meargă, să dea bani ca să-și obțină un rezultat. Este foarte important acest lucru, să-l înțelegem. Acum, dacă noi o să punem separat întrebarea, dacă vreți să vă uniți cu România sau nu, sigur că răspunsul va fi completamente altul. Exact. Și este greu acum să ghicim care va fi acest răspuns, dar este deocamdată clar că este absolut altul acest răspuns. Acest sondaj a fost efectuat la telefon. Este foarte important să ne gândim și la acest lucru. Fiindcă eu cred că există o eroare, care deocamdată nu putem să o calculăm exact care este această eroare, dar care este impusă de metodologia alegerii acestui sondaj. Noi vom face și barometrul opiniei publice, care va fi publicat în viitor, dar despre care o să o povestesc inițial mai târziu. Da. Mersi frumos, domn Barbaroșe. Într-adevăr, din consultarea cu experții companiei SBS AXA care a realizat acest sondaj, dar și din experiența precedentă, noi atestăm în special în sondajele telefonice ceea ce este numit spirala tăcerii. Că există un anumit grup de cetățeni care refuză să participe la sondaje. Și, de exemplu, atunci când am făcut acel sondaj after poll în ziua alegerilor, în special în primul tur, am văzut cel mai bine cum are loc, care este impactul acestei spirale a tăcerii, și impactul cel mai mare s-a concentrat asupra votanților susținătorilor lui Renato Usat. Da? Atunci când în sondajul nostru din ziua alegerilor el a luat ceva de în jur de 12%, iar în realitate în țară, pentru că sondajul nostru nu cuprinde diaspora și cetățenii care locuiesc în Transnistria, a luat 17%. Vedem o diferență puternică de 5% față de 12%. Din observațiile noastre, această spirală a tăcerii rămâne a fi valabilă, în special asupra alegătorilor partidului lui Renato Usati sau blocului Renato Usati, dar vedem această tendință și în rândul susținătorilor partidului Șor. Într-o măsură probabil mai mică există și în rândul
susținătorilor blocului comuniștilor și socialiștilor. În cazul Partidului Comuniștilor era o situație destul de tradițională, s-a întâmplat și în anii precedenți, ne aducem aminte situația cu sondajele din ajunul alegerilor din 2010, da, și cât au luat în realitate comuniștii atunci. Respectiv, pornind de la această constatare, rugăm foarte mult și mass media și comentatorii să fie foarte reținuți atunci când încearcă să facă tot felul de modelări sau prognozări cu atât mai mult a rezultatelor alegerilor, bazându-se pe acest sondaj. Acum o să trec foarte scurt la descrierea planurilor noastre. În primul rând, reiterez faptul că acest sondaj, ca și următoarele pe care le vom realiza, este parte din proiectul Countering Disinformation and Promote Election Integrity, sponsorizat de către European Endowment for Democracy, proiect pe care l-am început în anul 2020, înaintea alegerilor prezidențiale. Proiect finanțat în sumă totală de 110.000 de euro, ca să evităm speculațiile, pentru că am văzut tot felul de speculații, inclusiv din partea unor politicieni privind sumele. Respectiv, din acel proiect, noi am reușit să economisim 45.000 de euro și acest proiect deloc nu cuprinde doar activități de a face sondaje. Însă, din acești bani economisiți anul trecut, noi continuăm acest proiect și la actualele alegeri și vom face noi, organizația Comunitatea Watchdog va comanda două sondaje de opinie, dintre care primul astăzi deja l-am prezentat, ele ambele vor fi telefonice, următorul va fi prezentat aproximativ peste 10 zile. La fel, în parteneriat cu Institutul de Politici Publice și colegii de la Sibia Saxa, vom realiza din nou un after poll, un sondaj telefonic în ziua votului, întrebând oamenii care deja au votat pentru cine au votat, și îl vom prezenta în ziua scrutinului, la fel cum am făcut la alegerile prezidențiale. În afară de această deviere pe care deja am menționat-o, privind rezultatele lui Renato Usatăi, noi am rămas ca și comanditar acelui sondaj foarte satisfăcut de precizia rezultatelor. Am avut și rezultatele din turul 2 al alegerilor, care ne-au permis o estimare cu eroare de doar 0,3% a rezultatelor celor doi concurenți, Maia Sandu și Igor Dodon, comparând cu rezultatele din țară, fără diasporă. La fel, și aici domnul Barbroș o să dea mai multe detalii, în cadrul acestui parteneriat va avea loc și un sondaj făcut pe teren, care va fi prezentat în luna iulie deja, și rog pe domnul Barbroș să dea mai multe detalii. Mulțumesc, domnule Pașa, dar într-adevăr noi lucrăm în parteneriat cu aceste două companii deja menționate, dar și lucrăm în parteneriat cu iData, companie care a reușit să preia realizarea barometrului opiniei publice în teren. Este o companie bine cunoscută, este o companie relativ tânără, are 5 ani de când este înregistrată în Republica Moldova, dar s-a calificat deja ca și prezentatoarea unor sondaje care merită încredere. Sigur că barometrul opiniei publice este foarte important. Noi vom încerca să prezentăm acest rezultat înainte de 5 iulie sau ziua de 5 iulie, ultima zi când pot fi prezentate sondajele în Republica Moldova. Vă rugăm să fiți foarte atenți și să, în primul rând, și să nu ne încurcați să realizăm acest sondaj. Să ne ajutați, de fapt. De măcar să ne ajutați, da, dacă nu, să ne ajutați. Sondajul respectiv este, în primul rând, unul tradițional. Noi realizăm barometrul din 2000, începând cu august 2000. Până atunci, barometrul opiniei publice a fost realizat de Fundația Soros Moldova din 1998, iar din august 2000 îl realizăm noi, Institutul Politici Publice. Am avut diferite aspecte în acest sondaj, dar încercăm să menținem caracterul obiectiv al acestui sondaj,
și încercăm să promovăm faptul că acest sondaj este unul credibil. Sigur că vom folosi întrebările tradiționale care sunt folosite în barometrul opiniei publice de mai mulți ani. Vom folosi sigur că și întrebări care sunt legate de pandemie, 4 sau 5 întrebări legate de pandemie, care de asemenea vor fi folosite în barometrul opiniei publice. Și întrebări care sunt legate de alegerile parlamentare anticipate din acest an. Noi susținem în totalitate aceste alegeri, dar nu vrem să fim implicați nici într-un fel în promovarea intereselor unui sau altui partid. Noi suntem în acest fel percepuți ca o instituție care nu este implicată politic în realizarea sondajelor. El este implicat doar din punct de vedere tehnic și doar pentru a încerca să promovăm anumite personalități politice din țară, indiferent de culoarea lor. Sondajul o să fie finanțat, de fapt este finanțat actualmente de către Elvețieni, deci care este Agenția Elvețeană pentru Dezvoltare. Exact, Agenția Elvețeană pentru Dezvoltare, care au aici oficiu, și de către programul Matra, care este finanțat de țările de jos, de ambasada țărilor de jos, cărora noi le aducem sincere mulțumiri cu această ocazie. Și încă o dată noi vom face împreună aceste sondaje și aceste prezentări pentru dumneavoastră, ca să înțelegeți că există totuși într-un fel răspunsurile care sunt notate și care sunt, de care se ține cont în această campanie electorală. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Barbaroșe. Mulțumim celor care ne-au urmărit. Rugăm colegii de la Infoprim Neo să distribuie instituțiilor de presă cât de curând prezentarea noastră, astfel încât să utilizați imagini calitative. Vă rugăm foarte mult să nu luați screenshot-uri de pe video. Și vă așteptăm la următoarele noastre prezentări. Vom face și niște comunicate de presă, probabil și o mică campanie de promovare a sondajului After Poll, astfel încât cetățenii să știe de ce sunt sunați în ziua alegerilor și cine îi sună și cu ce scop. Mersi foarte mult!